A jucat cancerul pe scenă în urmă cu 11 ani, înainte de a-l avea. Când medicii au diagnosticat-o însă și în viața reală cu două tumori maligne, Eugenia Șerban a ales să trăiască. A jucat pe scenă înainte să facă 19 ani și în trei decenii a construit o loial. I-au dăruit un fiu, a idoma celui de care s-a despărțit iubindul, dar pe care nimeni nu știe nici acum cum să-l scoată din ghearele unui viciu nemilos. Doamnelor, domnilor, Eugenia Șerban ce simt o mamă când, când, ceri un ordin de restricție față de propriul tău copil? Atunci este momentul de neputință. Când nu mai știi ce să faci. Și alegi să trăiești. Pentru că altfel, probabil azi nu mai eram, nu pentru că el mi-ar fi făcut ceva, ci pentru că nu mai puteam să duc. Pot să fac un... Am făcut un preinfart anul trecut în august. Ca de exemplu. Ți-era frică așadar că o să mori? și nu o să mai poți salva. Îți vine la un moment dat să... Nu știu dacă o... Îți vine să-ți iei viața, să nu mai vezi. Cam despre asta e vorba. Și nu vroiam să ajung acolo. Ai gândit la asta să -ți Absolut. Orice mamă se gândește. Și totuși n-ai făcut-o am ales să iau ordinul de protecție. Tocmai ca să nu ajung acolo. Pentru că atunci când vezi că legea nu te ajută în niciun fel, instituțiile statului nu te ajută în niciun fel, că legea e făcută să fie împotriva acestor copii în loc să-i ajute, că nu există centre unde pot fi ajutați, că există prea puțini oameni care pot să le dea vreun punct de sprijin, de susținere, de înțelegere. Te vezi neputincios. Și gata, să schimbăm subiectul pentru că nu vreau să mai plâng. E să la lumea cu mine plângând în telenovelă. Da. Uh, eu îți spun că fără să vreau, mă gândesc și eu că am copii. Și mă gândesc că momentul ăla, când, când poți să-i pierzi așa, într-o într proporție, că nu știi dacă e de tot, dacă e, e foarte sensibil, există părinți care nu-și dau seama sau care nu acceptă sau care spun, deși e vizibil și au, au situații în care știu că. Fruncilor fac lucrul ăsta, se droghează. Spun că nu e adevărat. Cunosc persoane ale căror copii au murit, chiar din fostele mele cunoștințe, prieteni. Lui au murit prieteni, tocmai pentru că nu sunt ajutați în niciun fel aici, cu adevărat. E foarte complicat, pentru că te gândești ca părinte, unde am greșit? Și începi să-ți cauți vina ta. Vina ta, exact. Și uneori nu o găsești, alteori te învinovățești de lucruri care nu -au, au nicio legătură, nicio legătură cu realitatea. Da, cred. E foarte complicat. Ce ar trebui practic unui dependent, că știu că știi drumul ăsta în teorie, ce ar trebui să se vindece? Adică, ce ar trebui să facă? pe ca să facă trebuie din să accepte. Dincolo de faptul că își dorește faptul și că acceptă. Acceptă nu e suficient atâta timp pentru că cât intervine nu există vrac, niște nu? centre cu adevărat să înțele oameni specializați să înțeleagă. Um, sunt câteva locuri în spitalele din România unde sunt tratați uh, la un loc cei cu boli psihice, unde în loc să fie înțeleși și ajutați, cum sunt alcoolicii anonimi, da. Da? sunt drogați cu somnifere și după câteva zile le dă drumul pe stradă în aceea situație. Sau li aduc Sau droguri. Sau chiar mai rău. Sau li s-aduc droguri Sau chiar acolo. Exact. Da. Ce ți-a vândut din casă? Mi-ai spus la nu telefon contează. tot. Nu. Tot. Nu mai contează. Probabil că uh, m-aș fi dat și pe mine numai să știu că de mâine va fi bine. Nu știu, mi-e greu, deși sunt un om imaginativ, să fac exercițiul ăsta de imaginație, aproape că mi-este și frică, pentru că îl văd pe film în fața ochilor, știi? Uh, în momentul în care copilul poate ți se tăvălește într-un sevraj și tu trebuie să-i dai să-și ia droguri pentru că ți-e frică că moare, sau chem salvarea? Sau ce faci? Am trecut prin toate... prin toate stările posibile și imposibile până am ajuns la ziua în care am chemat 112. După cât timp de chin? În total au fost... 14 ani. Foarte grav au fost primii ani sau primele luni până când l-am și internat atunci, în perioada aia, numai că atunci se putea și era imediat după 18 ani. Iar ultimul an a fost cel mai greu. Adică 2023. Și atunci ai apelat 112 pentru că te temei, pentru viața ta sau pentru viața lui? Sau pentru ambele? Pentru tot. Și l-au încătușat, l-au luat din casă, a venit nu salvarea... Nu încătușează nimeni pe nimeni, nu. să fim serioși. Nu știu, întreb. Nu. În filme văd că se mai întâmplă. Ce vedem noi în filmele americane trafic... nu se întâmplă în România sub nicio formă. Pe la știri mai văd că se întâmplă, poate ori fi demonstrative. Ce nu se mai întâmplă? Știu. Că se mai... La, prin că încătușează da. pe cei care sunt da. dependenți de droguri? Nu neapărat, nici cei care provoacă scandal. <rătri> care sunt, cum numesc polițiștii, recalcitranți. Ca, <coughs> ca să l încătușeze, trebuie să mă omoare pe mine, eventual. Abia după. Absolut. Și atunci mortul Asta e de vină. E în România. A vrut să meargă atunci la spital? L-au luat la spital? Nu. nu. Te-ai deschis pe, pe tema asta. Știu nu că n-ai făcut-o niciunde. Cumva poate e mai bine, pentru că presa a scris, așa cum ai spus și tu, de pe un portal al instanțelor, iar povestea și-au făcut-o separat, poate fără să te întrebe sau fără să te asculte. Uh, în acel moment nici nu eram pregătită să vorbesc absolut deloc. În al doilea rând, după ce vezi că presa uh, dă în tine și spune lucruri total neadevărate chiar nu-ți mai vine să spui nimic. Cred și îți mulțumesc că mi-ai mi spus, îți spun sincer. Pentru că mă sunau tot felul de ziare, inclusiv ziarul care a dat știrea, fără să mă sune înainte, fiind un subiect atât de sensibil, să sune și să întrebe, în primul rând, despre ce e vorba. Nu să inventeze povești, că m-a bătut, că m-a distrus, că m-a... Și eu am Pentru citit că nu în era presă, același lucru, știam că nu e adevărat. În momentul ăla, efectiv, și sunt mulți din presă, din, de la anumite site-uri, că nu le mai poți spune ziare, cu care n-am să vorbesc niciodată. Pentru că inventează povești, pentru că spun minciuni, pentru că nu dau un telefon să te întrebe. Abia după ce dau două, trei știri mincinoase, au și ei bunul simț să dea un telefon și să, de fapt, să scormonească mai mult decât minciunile pe care le-au spus. Da, eu mă lucru cu, acest lucru de mulți ani. Uh, și da, nu am spus o public niciodată și probabil că n-aș fi spus-o public niciodată, dacă nu s-ar fi aflat din judecătorie atunci când am luat ordinul de protecție. Adică recent, acum, câteva acum, luni, da. cred, noiembrie, da. cumva știu că noi vorbisem atunci mai uh, invitat la un film, o premieră pe care o aveai, un film turnat la Chișinău. S-a aflat chiar în ziua în care aveam premiera în România, în București. Și cumva după ziua ta de naștere. Da. Îmi spuneai la telefon, plângând, nu ne auzisem de ceva timp, că nu mai știi ce să faci, că nu mai poți și că situația în care ai ajuns te-a determinat să ceri acest ordin de restricție. Da. Adică copilul tău cel minunat, puiul tău, cel pe care îl vedeam și mă emoționez și eu când spun lucrul ăsta. În fotografii, când era mic, cu tine, în ziare, a ajuns să te înjure, să te lovească, să vândă din casă? A, nu, nu m-a lovit niciodată. De lovit nu m-a lovit, nu a avut curaj să mă lovească niciodată, dar da, restul le-a făcut pe toată. Și îmi spuneai că bani, trebuie să câștigi bani ca să-i dai să-și întrețină acest viciu. Eu nu vreau să muncesc să-și întrețină viciu. Dar? Pentru asta a furat. N-aș vrea să mai vorbesc foarte mult despre asta, pentru că um, sunt lucruri care mă dor și pe mine și implicit pe el și sper ca într-o bună zi să realizeze tot ce face și să-și revină. Știi de ce te întreb? Pentru că noi suntem niște exemple. Poate că realizăm, poate că nu realizăm. Și în momentul în care povestim public de ale vieții, oamenii care au impresia că noi trăim în niște globuri de sticlă și viața noastră este numai Instagram, numai Facebook, numai bucurie, numai bani, numai bogăție, vacanțe. Noi nu avem probleme, noi nu ne operăm, noi nu ne îmbolnăvim, copiii noștri nu sunt niciodată obraznici, copiii noștri n-au vicii, soții noștri sunt perfecti și ne fac cadouri. Nu e așa, e o ipocrizie pe care tinerii din ziua de astăzi nu mai realizează la exemplele pe care le au. Dacă eu nu am vorbit public niciodată și nu am spus public niciodată problema pe care o am cu copilul meu a fost din motivul că a nu-i face rău lui, sperând că o să-și revină și a nu-i face rău. Pentru că, indiferent de situație, lumea te stigmatizează. Crezi asta? Cred. Îți mai pasă de stigmatele pe care uh, ți le acum, pun oamenii? Nu știu dacă îmi pasă mie cât n-aș vrea să-i pese lui. Realizează situația în care e? Realizează, absolut. Vrea să se vindece? Sper. Te ajută țara asta într-un fel? Am nu. Am auzit zeci de povești ai ce că... Aici e problema. ...spitalizarea, nu. la dependență... Și dacă aș face ceva pe lumea asta, a schimba legea. Pentru că legea nu este făcută să te ajute în niciun fel în situația asta. Cum ai devenit Eugenia Șerban? Ai știut de mică faptul că îți dorești să joci pe scenă, să devii a, actriță? Asta da. De când eram nu știu să spun, de pe la 9 ani, când mi-am început așa parcursul artistic, cu toate că am terminat profil mate fizic în liceu, dar pe vremea aceea, pentru că eu am terminat liceul pe vremea aceea, înainte de Revoluție, exista un singur mod de a te exprima artistic și anume cântarea României. Există femei care fac acel compromis, pentru, știu eu, o emisiune sau un loc călduț sau... și femei care nu-l fac și atunci cariera lor are de suferit uneori. Are sincope. Are sincope. N-am să te întreb dacă ai făcut vreodată compromisul ăsta la propriu de a te culca cu un om, un factor de decizie ca să primești vreun rol. Pentru că e delicată întrebarea. Dar am să te întreb dacă frumusețea ta a contat în momentul în care ai primit roluri sau emisiuni de prezentat? Pentru că puțină lume știe, tu în 1990 ai prezentat o emisiune alături de Cristian Țopescu. Am fost primul prezentator al TVR-ului de după Revoluție. Prima dată am fost crainic pe 3 ianuarie. 90? 90. Și care a fost prima știre prezentată? Of, nu mai știu să-ți spun. Erau știrile despre Revoluție și despre ce se întâmpla în perioada aceea. Din februarie am prezentat primul video-magazin duminical cu domnul Cristian Zopescu. Și repeta a contat frumusețea. Frumusețea a contat la început, dar există o vorbă și marea majoritate o folosesc: că femeile frumoase nu au creier. A trebuit să demonstrez de 10 ori mai mult decât celelalte că am și creier. Dar cum ai ajuns prezentator pe 3 ianuarie? Că mie mi se pare că era periculos <coughs> să ieși din casă să te duci spre televiziune se spune... în zilele alea. 90. Uh... Se spune așa în viață că trebuie să te urci în trenul care te duce acolo unde trebuie. Eu n-am fost la figurativ și am fost la propriu în trenul în care trebuia, la un moment dat. Venind de la? Venind de la teatru din Turda, la Suceava, unde aveam de filmat cu Adrian Pintea. La un moment dat, dintr-un alt compartiment, ieșea un domn foarte bine, un domn care trăiește și în ziua de astăzi și care se numește Nicky Modreanu și care mergea la același film să facă making-of-ul filmului sau filmul filmului, cum mi a zis el mie, ca să fie pe înțelesul meu, eu care aveam atunci 20 de ani. Pe vremea lui Ceaușescu. Pe vremea da? lui Ceaușescu, în vara lui 89. Uh, și... M-a întrebat la finalul filmărilor, în, la sfârșitul filmărilor, înainte să plece el de la filmări, când am să vin în București, pentru că aflase între timp că sunt din București. Că erai studentă la unea Nu ce? eram studentă, dădusem și căzusem prima sub linie cu mare aplomb, pentru că erau patru locuri, cam să știa cine intră cu mult înainte. 21 de fete pe Mie loc? Mi s-a spus că acolo? să încerc peste 2 ani, dar eu am dat să văd cum e. Și am aflat, făcând film cu cei din Buftea de la 14 ani, în vara aceea am făcut un film turistic despre România pentru Belgia, Danemarca și Olanda și am aflat în timpul filmărilor că se dă concurs la Teatrul din Turda pentru o actriță tânără, cu sau fără institut, care să o înlocuiască pe Maria Junghetu, care pleca la Sibiu. M-am dus, m-am prezentat la concurs, am luat și din octombrie 89 eram actrița a teatrului din Turda. Tot în octombrie am. din octombrie, pardon, 88. Uh, tot într-un octombrie 89. După acea întâlnire din vară, când am venit în București, am dat o probă și am lăsat-o în Pangrati. Am fost sunată din adică TVR. la televiziunea română. No? Exact, nu e greu. Altă televiziune nu era. Nu era. Un pangrati. Ca să știe da, oamenii da, da. Pangrati, ce înseamnă Pangrati. E intrarea din TVR spate în exact. televiziunea română. Și... Um m-am prezentat în TVR și am filmat Revelionul care nu s-a dat niciodată. Așa m-a prins Revoluția în, în TVR și așa am fost invitată să fiu ucraina. Adică, da, stai că tu ai dreptate. TVR-ul clar pregătea un program de sărbători. Absolut. Dat peste... M-a prins Revoluția filmând în Pangrati, în platou 1. Ce filmai? Filmam revelionul care nu s-a dat. O scenetă, o de scenete, ce? Bă, tot felul ce? de coruri. Tot, mm -hmm. Așa cum se făceau revelioanele pe vremea lui Ceaușescu. Da, domnule, și-am uitat să vedem uh, revelionul pentru că Sunt uh, imagini în arhiva TVR-ului. Probabil că sunt. A, și așa, pe 3 ianuarie te-au sunat, te-au chemat sau exact. ai rămas în televiziune? Așa am rămas în televiziune. Ai rămas în perioada aceea? Am făcut naveta un an jumate. Nu, București, întreb dacă da. în perioada Revoluției... Da, în perioad am plecat, am fost, am ajuns într-un final la mama, prima dată am plecat din TVR, speriați fiind, pentru că se umpluseră curtea TVR-ului pe 21-22, ne-am urcat toți în turn la etajul 5, unde era departamentul de varietăți, și am plecat cu Adrian Daminescu din TVR, n-am să uit niciodată, el avea un all-sit nou, roșu, stătea bine, da, și stătea într-o vilă undeva foarte central, în vila mătușii lui, care era mare cântăreață de operă plecată deja din România în perioada respectivă. Și până acolo am, am reușit să ajungem de în zilele alea. Da. Mașina era călcată în picioare de oameni ieșiți în stradă, M imaginez. cu parbrizul spart, cu capota puțin călcată în picioare, îndoită. Pe el îl recunoștea oamenii, nu? Îl recunoștea oamenii, absolut. Da, așa am reușit să plecăm. Și apoi te-ai întors la TVR? Adică te-ai uitat ce se întâmplă și ai simțit că trebuie să mergi am fost din pod... Ai fost chemată deja. Mai ții minte cine te-a chemat? Uh, Ioana Bogdan cu Nichi Modreanu. Mare realizator de divertisment în Pe Eugen Dumitru. Cu ei da. am și făcut primul videomagazin duminical în împreună da, cu Cristian Da, o retrospectivă acum, te gândești că ar fi avut nevoie de o față nouă, după 89? Absolut, și... aveau nevoie de față noi. Imediat după mine, cred că tot în februarie, undeva spre sfârșitul lui februarie, a început și Bianca Brad. Sâmbătă avea emisiunea. Mamă, da, o altă frumusețe și Bianca Brad. Da, eram din aceeași generație. Ne cam știa lumea de când aveam vreo 14 ani. Eram chemate la toate castingurile de filme în Buftea. De pe, din acea perioadă uh, și mai era Rodica Horobăț. Uite, pe ea nu mi-o mai amintesc. Ea a și făcut uh, institutul, nu mai profes Acum a început din nou să cocheteze. Bianca Brad seria. venea cu un titlu de mis, din câte știu eu, Sau a să-l câștige. Tu ai participat vreodată? Nu la... am participat. Deci am fost, ai, ia Am așa. fost chemată să particip, nu am participat atunci în 90. Cumva asemănătoare uh alocuri, soarta ta cu a i Ibrad sau, mă rog, asupra da. amândurora planează uh, substantivul ăla din păcate dram, știi? Uh, spuneam despre tine că apucase-i să-ți joci cancerul pe scenă, cu niște ani mulți. Cu un film, în da, film. în serial, cu 11 ani înainte să-l Cum a fost când ai primit prima oară vestea că ai o tumoră? Am mai spus-o, indiferent de persoană, că ești persoană publică sau nu, în momentul în care afli un astfel de diagnostic, te gândești automat la moarte. Nu ai cum să nu asociezi cuvântul cancer cu moartea. Primele zile au fost dramatice pentru că mă vedeam deja moartă. Cancerul era localizat la? Sân și ovar. Am avut două cancere în aceeași perioadă aflate în aceea zi. Le-ai descoperit cum? La un control? De la rutină? un control uh, marele profesor Puia, era medicul meu ginecologic și mă duceam destul de des. Eram, ca orice femeie trecută de 40 de ani bine, uh, în acel proces de premenopauză. Și atunci mă duceam mai des la controle. La un moment dat chiar și dânsul era foarte nervos și îmi spunea nu vi cam des. Dar uh, probabil că instinctul Că uneori simți fără să simți o durere sau fără... Și mai ales tu, fiind scorpion, să da? spune că au așa o intuiție. Și uh, la un moment dat mi-a zis ceva nu-mi place și a început să facă investigații și în ziua în care îmi făcea biopsie uh, le-a spus asistentelor să mă ducă, pentru că vorbiseră deja tot în spital, în Giulești, uh, să-mi fac o ecografie de sân, Zi în care mi-a descoperit și două tumori la sân. În acea perioadă um, au dispărut... Foarte mulți așa zici prieteni din viața mea, prieteni care dacă înainte de a afla acest diagnostic mă sunau și de 5 10 ori pe zi și nu ar fi făcut nimic fără să se sfătuiască cu mine, din momentul în care au aflat că am acest diagnostic au dispărut. Până în ziua în care am apărut pe un post de televiziune și am spus că am învins două cancere. Dar de ce au dispărut? Cancerul nu se ia. Probabil că oamenii știu și eu am spus că nu e gripă. Da. Probabil că oamenii nu știu cum să se poarte într-o astfel de situație. Și fug de responsabilitate și de drama celor de lângă ei. Vor ca persoanele la care apelează să fie mereu disponibile pentru ei, să fie veseli și atunci așa zisele prietenii se destramă, tocmai pentru că pentru mine prietenia înseamnă și la bine și la greu, nu doar la petreceri. Dacă m-ar fi întrebat cineva înainte să mi se întâmple să aflu acest diagnostic, aș fi zis cu siguranță că n-am să pot să trec prin așa ceva. Dar, cum se spune, să nu-ți dea Dumnezeu cât poți duce, în momentul în care te trezești pus într-o astfel de situație, ai să poți. Și cei care spun că nu pot, vor putea. Pentru că toți vrem să trăim și să depășim. Și da, probabil că cea mai mare parte a recuperării mele a fost psihicul. Pentru că dacă la început am plâns foarte mult, deci știți am spus, a contat pentru mine faptul că în perioada aia am muncit foarte mult, ziua repetam și noaptea plângeam. După vreo două săptămâni mi-am dat un imbold, m-a sunat într-o dimineață, chiar mă duceam la repetiții, eram la Timișoara, pe la nouă dimineața m-a sunat Mirabela Dauer și m-a bufnit plânsul. Și am spus, Mira, am două cancer. Și în momentul ăla a început să țipe la mine și a zis, să nu te prind că plângi. Uh, nu s-a născut cancerul să ne doboare pe noi. Pentru că ea tocmai trecea printr-o astfel de situație. Și a fost așa un imbolt foarte important în acel moment. După care mi-am spus, OK, eu ce vreau? Și am spus că vreau să trăiesc. Se întâmpla după rolurile de la Casa TV? După, da, într-unul din rolurile de la Casa TV am jucat cancerul. Și la 11 ani l-am trăit. Voi discuta uh, despre momentul în care devii. Extraordinar de cunoscut. Nu știu cine a avut la un moment dat o expresie și spunea și eu, mai cunoscut decât câinii. Mă recunosc și câinii din Giurgiu. Da. Domnule, telenovelele alea cu inimă de țigan și da. cu nu știu ce, au creat o isterie în <gătări> uh, <gătări> publicul românesc. Cum ai gestionat-o? Că bănesc că te oprea lumea pe stradă. A fost stradă. Prima dată lansarea Postului Acasă, unde eram șapte actrițe și un actor. Uh, și toate una mai cunoscută decât cealaltă. Imediat eu n-am stat decât aproape un an, după care am trecut la promotor. Perioada telenovelelor într-adevăr a fost punctul culminant pentru foarte mulți actori și foarte multe actrițe, pentru că notorietatea a fost la cote maxime, fiind și rămân în continuare produsele de televiziune cu cel mai mare rating făcut vreodată în televiziunile din România. Poate surprize, surprize. Nici dar măcar, nici măcar surprize, surprize. Da, nu da, a bătut da. deloc. Și la Inima de Țigan avea o cotă de asta de 50% pe piață. Era deci ceva era enorm. Uh, și noi filmam într-un ritm extraordinar de mare, începând dinainte de Inima de Țigan de la uh, Iubire ca în filme, pentru că aveam câte două difuzări zilnice, adică două episoade. Uh, și la un moment dat și au dat seama că uh, dansez pentru tine concurează cu telenovela, cu telenovela Ai de pe acasă. Nu pentru tine. Nu. Nu. Și uh, ne au scos joia ca să nu mai concurăm, pentru că era joia uh, Dansez pentru tine. Sau vinerea nu mai țin minte, Vinere. dar oricum ne-au scos, uh, ne scos ziua de difuzare, tocmai ca să nu mai concurăm între noi posturile acelui trust. Și s-au terminat telenovelele la un moment dat. Și la an. un moment dat s-au terminat S-a terminat postul acasă. Ce-ai făcut în momentul ăla? Tu erai, lucrai și la teatru sau... Aveam și spectacole, da, independente. Am făcut seriale și în alt post de televiziune după. La prima am jucat mm -hmm. în trăzniții, în iubiri secrete. Și am reușit, după 10 ani de muncă, să ajung primul și singurul doctor în actoria de film din România dar mi-au trebuit 10 ani. Vreau să trecem să vorbim despre bărbați, Eugenia. <laughs> Pentru că mă uit la tine și în momentul ăsta, uh, nu știu, poate ai simțit invidie vreodată din... N ai simțit, pun și eu niște întrebări, n-ai cum să nu simți, adică să enerveze femeile când apăreai undeva sau când apare. Răutăți, invidii, gelozii, da. Și mi-au făcut și rău. Dăm un exemplu. Profesional? Uh, și profesional, și în viața de zi cu zi. Femeile sunt rele, nu? Femeile sunt foarte rele dacă vor. Dacă vor, toate femeile? Uh, nu cred că toate, dar marea majoritate. Tu ai fost vreodată rea? Poate fără să-mi dau seama. În momentul ăsta, ești singură? Sunt singură de mulți ani. Eu știu lucrul ăsta, dar suntem la televizor trebuie să te întreb. Da, cum Dumnezeului, o femeie atât de frumoasă, o femeie atât de deșteaptă, cum păi, să spune fie singură? Tu ai avut uh, o mare iubire. Am avut mai multe iubiri, că așa e viața făcută, cel puțin trei. Fiecare om este iubit pentru altceva și altfel. Ai fost căsătorită? Am fost căsătorită, da, cu tatăl băiatului meu, Câți ani? El, probabil, a fost cea mai mare iubire a mea, pentru că era iubirea aia inconștientă de 20 de ani. Iubim uh, altfel, la vârste diferite. E drept. Și întotdeauna și iubim... cea mai mare iubire e ultima. Uh, așa se spune. Da. sper o trăiesc. Eu l-am auzit pe Florin Chilian spunând asta și mi-a plăcut să... foarte mult. E adevărat și eu am auzit-o dar... și am citit-o în foarte multe romane, dar sper să o trăiesc și eu. Ei, momentan uh, n-am întâlnit pe cineva să merita da. Vreau să mă întorc un pic, adică tu să te întorci la povestea ta de iubire cu tatăl copilului tău, uh, cu care te-ai și căsătorit. Când v-ați cunoscut? Ne-am cunoscut aproape imediat după Revoluție. Era începutul anil anilor 90. Uh, el era tânăr, eu eram tânăr. Nu îndrăbuit. era român, da. Nu era român, dar era de 10 ani în România. Terminaseră facultatea de construcții Și Original era din, din, Iordania Iordan. Și era doctorant la instalații Și v-ați îndrăgostit Și ne-am îndrăgostit ne Facultatea căsători. de construcții în... aproape de liceul tău Pe care l-ai terminat Da, dar nu ne-am cunoscut în perioada da, nu, e, nu, nu. Facultatea de construcții E în tei Da, da, da uh -huh. Da um, și ne-am îndrăgostit, ne-am căsătorit, am făcut un copil. După câți ani v-ați căsătorit? Destul de repede. Nu știu, cred că doi ani. Tu ai născut copilul tânără, da? La... Eram studentă. La ce vârstă l-ai născut? 23 și jumătate. Bineînțeles că am stat de vorbă cu soțul meu și am hotărât să-l facem. Și până în toamnă eram însărcinată și am întrerupt facultatea pentru copil. Cât ai stat căsătorită cu soțul tău? Cinci ani. Cinci ani. Și ați divorțat amiabil? Da. da. În final. Într-un final, da. Și chiar dacă la început nu a înțeles că putem rămâne prieteni, pe parcurs și-a dat seama că da, și-am rămas prieten până în clipa în care el a plecat de aici. Da, eu știu că soțul tău s-a prăpădit, s-a prăpădit în România? Nu, s-a prăpădit în Iordania, a plecat să sără să înceapă un business și acolo. Tânăr, nu? Tânăr, 49 de ani și s-a întâmplat să se îmbolnăvească și din momentul în care a aflat ce problemă are, era o problemă de rinic, n-a mai apucat transplantul și s-a prăpădit. A făcut un blocaj, probabil, și Da, l-a băgat pe dializă, a luat un microb, lucrurile s-au complicat. Când îl pregăteau de transplant, a făcut o tromboză craniană și din momentul ăla nici măcar n-a mai fost transportabil. Câți ani avea băiețelul vostru? Uh, făcea 18 ani la o lună după ce el a plecat. Vreau să ne întoarcem la ideea de bărbați. Uh, pentru că vine o vârstă în care poți să... -ți... Permiți să vorbești așa cu superficialitate despre poveștile pe care le-ai avut. Pe cea cu soțul tău am înțeles, o sigur e dragostea aceea mare, frumoasă, care nu seamănă cu nimic, că e dragostea de la 20 de ani, cu care vrei la să rămâi toată viața, iubim altfel, altfel și pentru alte motive. De ce ați divorțat? Pentru că nu ne înțelegeam. Ne-am înțeles la început, totul a fost foarte frumos, numai că la un moment dat și cultura diferită contează mult. Faptul că el era uh, dintr-o țară arabă, că era musulman, crescut cu alte valori față de, de tine, care erai din Prietenii Europa. din jurul lui, care era o marea majoritate, uh, tot jordanien, tot ai lui, și care avea o altă concepție, chiar dacă el era foarte europenizat. Că trebuia să te acoperi, nevestele lor erau. Nu, cu... nu, 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 nu. Asta nu mi-a cerut niciodată. Că nu, dar. De deci, ce e actriță, joacă? Mai multă. Ai avut prima scenă cu un sărut între două femei dintr-un film românesc. E, eram nu? Eram mult divorțați atunci. Era divorțați. Da. Dar ai avut prima scenă dintr-un da. film românesc. Cu cine te-ai sărutat atunci? Cu Irina, Irina Movilă. Și ți-a plăcut? Uh sărutul un sine, nu. Și nu. în momentul când filmezi, crede-mă, indiferent cu cine, și bărbat și femeie, nu te gândești dacă îți place sau nu. Dacă s-a văzut bine la cameră. Uite, întotdeauna mă gândesc, <laughs> doar când au ăștia o scenă erotică așa. Nu, nu te nu, gândești. Nu. Te gândești în ce poziție să stai, să nu te întorci greșit, să e totul foarte stresant. Te mai oprește regizorul, stai că ai un coș pe da, fund, să mai dăm să puțină, bine. puțină pudră. Da. Uh, Cum un moment foarte amuzant. amuzant. Toată lumea, toată lumea își dorea să o vadă pe uh, Eugenia Șerban dezbrăcată. Uh, tocmai a apărut Playboy în România, eu trebuia să fiu prima copertă, întâmplător, fără în să-mi locul... doresc. Loc... Cine a fost prima copertă? Din că... greșeală, eu am fost pusă în bucul cu fotografii care a plecat în America și am fost aleasă eu. De și cine a apărut de fapt? Și atunci, Cred că domnul Adrian sârbu sau... e vedetă pro, nu se poate nu. așa ceva. Și, și că nu ia, nu mai lansăm. Și că ok, eu pot să o întreb, dar nu pot să o oblig, are copil. Eram chiar în vacanță, când am fost chemată în România pentru o discuție foarte importantă, habar n-aveam pentru ce. M-am dus la Showbiz, se numea firma care ne impresaria pe noi, la ProTV, și când am intrat în birou l-am văzut pe Dan Boerescu. Și care a încercat Care la era ei. redactorul șef de la Playboy. care a fost, da, redactorul șef la Playboy. Uh, dar nu se lansase revista. Am înțeles, dacă fie lansate, prima era, în copertă, vară. dar da. nu mai amintesc acum cine a fost prima copertă. De dar nu să vă Și uh, mi s-a spus ce onoare că am fost aleasă și ce onoare este să fii primul număr într-o țară când se lansează Playboy. Boală. Și eu am spus, da, dar pe mine nu mă ajută în cariera, că eu sunt actriță de mai bine de 10 ani. Sunt lansată de mult. Când se lansează? În septembrie. Zic, minunat. Zic că pentru prima zi de școală a băiatului meu merită și el să aibă revista la școală. <laughs> și am refuzat categoric și atunci a fost aleasă Dana Săvuică. Ți-au făcut o ofertă de bani? Mi-au făcut și ofertă, trebuia să plec la Chicago. Mi -au... Câți nu, măi... bani? nu era o sumă foarte mare, fabuloasă, cred. Serios? Nu știu ce am că avut impresia? mult mai mult din reclame în perioada aia. Nu știu ce am avut impresia, că toate care au pozat în Playboy au primit o căruță de bani. 10.000 de dolari era. A, deci ori 5 se declara la presă, știi, ca să fie bine, să nu fie... Nu, și crede mai era vorba de primul da. număr, probabil că ar fi plusat, dar nu m-a interesat. În ce pe an mine. era asta? În... Uh, cred că 99 s-a lansat, mă cred că 99. Ah, 99 dacă ai fi putut să-ți iei cu 10.000 o garsonieră. Nu cred. La bar n-am. Nu cred. Dar, da, în 99 s-a lansat în septembrie și nu, am refuzat categoric. Atunci a început fiul, fiul meu școala. Te-au mai, te mai ofertat vreodată? Mai, da, vreo 2 ani m-au tot ofertat. Uh -huh. uh, dar toată lumea aș dorea să o vadă pe Eugenia în play, pe revistă. Și am refuzat categoric. Și a venit filmul. Filmam cu domnul Blair și cu Irina Movilă, era, bineînțeles, o saună improvizată, fără tavan, pentru că acolo erau puse luminile, în platoul 1 din Bufta, unde sunt foarte multe serpentine pentru lumini, cu multe scări și tot felul de de -asta pe unde se trec și trec băieții când schimbă și așa. Și la un moment dat, fiind în saună și uitându-mă în sus, filmând, am trecut dincolo de perdeaua de lumină. Și am văzut Mulți oameni orchin pe serpentinele din platou. Care se unul. uitau la voi, două. Care se, se uitau, da, da să da, ne vadă pe noi, două da. dezbrăcate. Moment Pentru că de obicei la aceste scene uh, nud, uh, mai dezbrăcate, mai intime, mai. Uh, rămâne strictul necesar de echipă. Și bineînțeles că s-a oprit filmarea, pentru că pe mine m-a buvnit râsul. Și pe ei a buvnit râsul, a buvnit râsul pe toată lumea. Dar era obișnuit publicul în anii ăia, crezi? Nu, absolut deloc. Dar deloc. nu este nici măcar în ziua de azi. Și cum a fost primită? S-a comentat publicitate, mult, da, -a a -a în, comentat toată, mult toată în perioada presa. respectivă. Nu neapărat din cauza sau datorită faptului pentru că eram nud. Și... Scena în sine între două, două femei. Da, femei. Da, era da. prima scenă de lesbianism vreodată în România. Acum nu mai există serial sau film pe Netflix... Fără să fie este o scenă. Foarte adevărat, de... dar în același timp, fiind un stat creștin, încă oamenii nu sunt pregătiți pentru uh, scene între două persoane de același sex. Da, mie mi se pare o chestie ca și cum, nu o uităm normalitatea, există și lucrurile. Este astea, foarte adevărat. Dar poate a fost mult prea devreme, cine știe, pentru Poate, Mă rog, dar de cât uh, uh, este făcută sau sunt redate ca un act artistic, uh, așa a reușit să mă convingă domnul Blair să filmez, pentru că în momentul în care mi s-a spus că am luat rolul și eu dădusem probă cu... Uh, dar a fost mai mult decât un sărut între tine și Irina Movilă? Absolut și eram mult dezbrăcată și uh, deci am a dat... a fost o scenă de dragoste... Dar eu proba castingul pentru film, da, castingul pentru film l-am dat cu dinică. Pentru că, într-adevăr, eram avocat în film și dinică era uh, inculpatul, uh, uh, criminalul în pușcărie. Clientul, eram da? Clientul meu, da. da. Uh, și am primit rolul și mi s-a adus, exact de ziua mea, mi s-a adus scenariu că trebuia să dau o a doua zi dimineață, dar mi s-a spus că trebuie să-l citesc înainte. Nu înțelegeam. Noaptea după petrecere cu prietenii am stat și am citit scenariu și, bineînțeles, la nouă dimineață am spus nu. Și a reușit să mă convingă regizorul secund al filmului să vin totuși la o întâlnire cu domnul Blair. -ai, și spus, -ai, ai spus nu, tocmai pentru că era ce Da. Aia de... da. Uh -huh. Și a reușit domnul Blair să mă convingă. Dumnezeu, să Solodina. Sunt foarte mulți eu... oameni. Vorbesc de oameni care. Nu care nu mai sunt, oameni. da, Gheorghe. Dini, am avut Adrian Pintea. am ai, ai Da, am avut marea șansă mai le lucrez și mai Să lucrezi și să-i prind pe toți. Da. Și să lucrezi aproape cu toți. Și uite că ai. Asta a fost primul lucru făcut, adică o chestie premieră făcută da, în, în România. În filmul românesc. Uh, și poate mai urmează, știi, mai cine știe. Premiere, nu. sper, Vreau... dar nu de genul ăsta. Nu, nu, nu. <laughs> nu nu, nu cred că m-am referit da. la asta. Uite, mi-ar fi. Eu sunt o persoană pudică. A fost prima și singura dată când eu m-am dezbrăcat în fața camerei. Din ce știi tu? Cu siguranță e prima am și cred. singura dată. Eu tot așa glumesc pentru că vreau să mut acolo, că plecasem cu discuția asta și la început am întrebat mă, o femeie atât de frumoasă ca tine, de ce nu s-a mai recăsătorit? De ce nu, uh, nu știu, de ce și acum e singură? Deci, am avut niște relații care... N-au dus, dus spre căsătorie sau la un moment dat eu am refuzat, pentru că deja erau trecută prea mult timp și nu mai era bine. Dacă nu faci la început, nu mai faci. La început um, ce înseamnă? Cu... În primul În primi an, mm. atunci când e foarte frumos și începi să clădești lucruri împreună, după când deja sunt frecușuri și vezi că nu mai merge, nu mai vrei să o faci dacă nu faci la timp, nu mai faci adică în primii trei ani sau doi ani nu când e dragostea nu, nu știu dacă ce e păcat neapărat că în... a dacă relația începe să scârție nu mai căsătoria nu mai rezolvă relația ce nu-ți place, ce n-ai acceptat niciodată la un bărbat? gelozia extremă și care mi-a făcut foarte mult rău fără motiv um... Eu o consider boală. Este a doua mea relație, datorită acestui lucru s-a terminat. Deci era o gelozie bolnavă, dusă la paroxism. Și la un moment dat am început să simt că ceva se întâmplă în meseria mea. Și cum se spune că trăiești cu dușmanul în casă, era omul care plătea să-mi distrugă cariera. Serios? Da, da. Un om cu care am stat șapte ani în aceeași casă. Și nu că a plătit puțin. A plătit peste două milioane de euro să mă distrugă, inclusiv ca om, pentru că dacă nu sunt al lui, nu o să mai fiu animă noi. Cine domnul a plătit două milioane? Român? Nu. Nu? nu? Dar trăiește în România și acum. Îl cunoaștem, adică e persoana cunoscută? Nu Nu, e din, să... lumea, din... nu e din lumea noastră. Evident că nu e din lumea noastră, că să fii actor, nu, -o să, o să ai două milioane, să-ți permise. Și să cum suna numai. la televiziuni, la ce făcea? Nu, noi? Era, nivelul era mult mai sus. La patronat direct, dar nu-i dați rolul, nu-i dați emisiunea, nu-i dați. Pe nivelul este mult mai sus. La președintele țării? Pe nivelul este cel mai sus. <laughs> Ca să nu. am cum să dau nume și. Încă mai trăiesc printre ei. La un moment dat o să-mi scriu autobiografia. A fost Pentru o relație publică. Tu că, da. Absolut uh, asumată, recunoscută. Am stat șapte ani, logic. A, deci pot să-mi dau seama dacă dau un Google. <laughs> da Cine sau e? nu. Uh, bun și plătea, deci, ca să se oprească și În momentul tine... în care am spus orice, dar până aici. În momentul în care plătești să distrugi pâinea să-mi distrugi cariera, plătești să distrugi pâinea copilului meu și pentru asta. Bine, nu, nu e că dacă e avea tară. atâția bani, nu se mai pune problema de pâine, nu dar sunt, nu există. Tu ești eu nu, da, sunt care trebuie să muncească. Actor, am muncit o viață, am muncit să ajung aici uh, și nu permit nimănui să îmi distrugă cariera. Ce n ai face tu? Una să... este să renunți eu că dorești, voit, da, și alta este să plătești tu să-mi distrugi cariera. Ce crezi că n-ar trebui să facă niciodată femeile într-o relație ca să o mențină, să existe o căsnicie, o relație ok? Probabil să fie independentă, ca mine. Deci femeile nu trebuie să fie independente dacă uh, vor să aibă o relație. Nu știu să-ți spun, nu știu rețeta. Că dacă știam rețeta, poate că era măritată, habar n-am. Dar cert este că... Da, sunt o femeie mult prea puternică, mult prea independentă. Marea majoritate a bărbaților vor femei frumoase, independente, puternice, dar în momentul în care le au se simt frustrați și încep să scoată răutatea din ei. Nu știu ce să fac, nu știu ei ce să facă cu o femeie puternică lângă ei, pentru că o femeie puternică nu este ușor manevrabilă, nu este ușor de mințit. Dacă ai avea o fată... O femeie independentă care fi... este pe picioarele ei e, exact. și atunci e mai greu... Dacă tu ai avea o fată și o fată, pe lângă băiatul pe tu care chiar am, o ai, Eu chiar o am. Ce ai sfătui eu? Și ar fi la început de drum, așa, cu bărbații, să-și facă o carieră și o meserie, să nu rămână niciodată la mâna bărbaților. Chiar dacă asta e în detrimentul unei relații de. Poate lungă să fie durată? în detrimentul relației, dar poate să fie bine pentru sufletul ei și pentru încrederea pe care i-o dă faptul că se poate baza pe ea. Dar nu e greu totuși, vezi, e o balanță. Marea majoritate a femeilor din România nu divorțează și rămân agățate în niște relații execrabile din toate punctele de vedere, chiar cu violență, cu jigniri, cu... tocmai pentru că nu știu ce să facă singură. Și pentru că n-au încredere în ele, pentru că n-au o meserie. Sau pentru, că, că nu-și permit financiar să întrețină, rămâși cu financiar Pentru că nu au o meserie. Că nu au muncit în viața lor că a preferat să fie întreținut a cuiva. Poți să uh, închei așa că tot mi-ai pus întrebarea în continuu de ce sunt singură și de ce sunt singură. De ce e singură Eugenia uh, Șerban? Ca și o glumă, în ultimii ani, la un moment dat cineva a insistat foarte tare să ne vedem. După vreo luni de zile am acceptat să merg la o cină. Așa greu te lași? Uh, trei ore mi-a vorbit de fosta soție moartă de cancer. A doua zi când m-a sunat i-am spus că pe mine m-a confundat. Eu nu sunt psihologul Eugenia Șerban, sunt doar actrița Eugenia Șerban, dar dacă îi fac bine orele petrecute cu mine, mult mai bine decât orele petrecute la psiholog, poate să mă plătească și pe mine ca la orele de terapie și atunci îmi permit și eu să pierd timpul. Bine, da, nu, ăsta e motivul. Nu poți să vorbești de funia spânzuratului în casa spânzuratului că tocmai crește. Pentru că un contact care și nu mai potrivit. Și știi? mai am ce. Asta știi ca de ce sunt singură. Și acum una ca pe o glumă. Bărbații de vârsta mea sunt de trei feluri. Sau poate chiar patru. Uh, cei care nu au fost niciodată căsătoriți și stau cu mămica n-au ce să caute în viața mea. Este clar că au o problemă. Pentru că trebuie să vină și cu mămica și tu Știi, nu vrei și Eu n-am nevoie și de mămică. Sunt, okay. am fost, sunt eu mamă de 30 ceva de ani. Um, cei care sunt divorțați și sunt în depresie și într-o depresie mare că au trebuit să facă partaj ca și când soția lor n-a muncit niciodată și n-a crescut copii și nu merita nimic, deci nu pot să-l tratez, n-am nevoie și n-am nervi ca să tratez pe cineva. Mai bine am nervi pentru mine să mă tratez singură. Um, a treia categorie? A treia categorie sunt cei care au divorțat și sunt foarte fericiți să umble cu fetițe de 20 de ani. Deci nici cu ea n-ai ce să faci. Foarte greu. Și a cei, patra? Și a patra sunt cei buni care sunt luați. Ăștia sunt bărbații optimi. de vârsta mea. Nu, nu știu dacă e chiar așa, chiar așa. E aproape. Uh, Cred că important e să. Bine, există cele patru categorii, uh, dar cred că întâlnirile în viață. Îndră... Este vă... Te mai poți îndrăgosti, mă la uite, 55 de ani. Probabil că ani. da. De ce poți? tu nu te-ai îndrăgostit acum câțiva ani? Hai, Puțin. Da, m-am îndrăgostit. E... Nu știu, suntem diferiți. La fiecare vârstă ne îndrăgostim altfel. Iubim altfel căutăm alte calități în partenerul nostru. Îți place să-ți facă cadouri, partenerul? Adică ești o femeie pretențioasă, ții mult la uh, nu flori neapărat. și bomboane ca să îmi pachetezi frumos? Nu țin la cadouri neapărat, cadouri scumpe și așa mai departe, dar da, țin și țin cont de faptul dacă, uh, dacă un bărbat este atent sau nu. Adică ești genul ăla care, cât e masa, plătești și eu jumătate sau dau eu cafeaua asta sau nu, bărbatul trebuie să fie cel care achită întotdeauna. Odată ce mă invită bărbatul, cred că el trebuie să achită. Știi că există și sunt femei care... Eu sunt... Uh... Să nu uit, că vorbeam de cadouri. Sunt uh... <laughs> să nu uit, pe uh... genul vechi. Uh, vreau să-ți ofer ceva... Uh... Asta este de la de la un prieten foarte drag, este un produs în România, eu cumpărat ca a auzit de la bozo.ro, da, Nu mai este prieten prietenul de tău. Tău. la are și de lucru.ro. Mulțumesc din suflet, da, și îmi plac la, foarte tare. De la Mezonul Factiv, este o casă de parfumuri deosebită care ne ajută pentru noi, care emisiune? Și creme extraordinare, să le, nu le să știu. Poți să le încerc cu drag. Sunt excepționale. Și uh, făcute de o doamnă farmacist de mare, mare succes. Are o fabrică aici, așa că îi mulțumim și noi pe calea asta. Uh, când uh, nu există un bărbat care să ne facă cadourile potrivite, ne le, le facem, facem noi. noi. Corect, asta, asta e, e. e cel mai important. Mă duc mai, uh, mai departe și vreau să mai punctez un aspect pe care uh, uh, persoanele de la televizor uh, recunosc sau nu recunosc. Uh, Operațiile estetice, da sau nu? Eu sunt potriva operațiilor estetice sau pro? Eu sunt pro. Ești pro. Și am fost pro întotdeauna. Ce Chiar ai făcut? dacă mi-am făcut operații estetice, presa habar nu avea pe vremea când mi-am făcut eu operații estetice, iar uh, lifting, primul lifting mamar, după ce l-am născut pe băiatul meu, l-am făcut în 94 în Canada. Așa da. că, da, eu sunt pro. Dar nici nu exista în România asta. Nu. Ba da, existau, dar nu. Nu știu, da. Nu dar existau putin, clinici private, nu știu. că nu Daniela Maiori a fost ăsta. prima persoană publică care a recunoscut. Care a recunoscut. Dar eu 90... mi-am făcut Primul lifting mamar în 94 în Canada. Eu Am două surori care locuiesc în Canada. Um, mi-am pus implanturi în Italia în, la începutul În 99. Sau 98, nici nu mai țin minte, 98 cred. <laughs> și presa nu s-a prins. Nici nu prea era presă de scandal. Dar atunci. ce părere ai despre uh, doamnele care, deși vin da, în. Da, și părere... mi-aș face un lifting facial mâine, dacă s-ar putea. Da. <laughs> da. Simte voiața. Uh, am facial? vrut. Uh, aveam un prieten foarte bun în care aveam foarte mare încredere. Din păcate nu mai este printre noi azi. Uh, și am spus, după 50 de ani, zic lasă-mă să trec de 50 de ani s-a întâmplat că atunci când am făcut 50 de ani să am acea problemă medicală și bineînțeles că n-aș fi putut să fac imediat iar între timp el printr-un accident nu mai este printre noi și acum am stat să mă gândesc mult dacă da sau dacă nu măi adevărat ce am citit în presă că unul dintre iubiți ți-a pus diamante în brad mm -hmm. ți-a ornat bradul cu diamante da cel care a și plătit uh, să mă distrugă. Este omul care m-a dus uh, ca femeie, a trăit ce poate puține femei din România au trăit, le-au dus undeva dincolo de nori, dar care a reușit să mă și îngroape. La fel de puternic. Dar câte globuri diamant ai avut în bradul ăla, doamne? Suficientă. Și l-ai ținut până după Sfântul Ion? Ei nu, că nu erau chiar globuri. Am erau încărit. niște bijuterii puse și atârnate în pom, însă cu leți. o glumă, stai seama. Stau să mă gândesc. Nu, că... l-am luat dimineața. E adevărat că ai avut un iubit cu 14 ani mai tânăr? Da, o perioadă foarte scurtă. De ce nu Am merge încercat. Nici, nici chestia asta cu uh, e foarte complicat. Un bărbat tânăr vrea să facă copii, eu nu am cum să ofer acest privilegiu niciunui bărbat de acum încolo în da, viața uite, mea. să știi că exemplul acela au stat, nu știu, 9 ani sau 10 ani împreună, Lia, Bugner, tot din, din Dar domeniu tot Dar tot acolo s-a ajuns. Eu nu vreau să încep o relație care va ajunge un eșec, iar cea care va suferi cel mai tare aș fi eu. Și ăsta ar fi motivul? Pentru da, nu, nu mai un am tânăr să să și Am un copil. suferit prea mult în viața asta ca să mai mi ofer singură încă un motiv. Nu, serios. Uh, și nu numai. Sunt vârste diferite, uh, ritmuri ale vieții diferite, uh, dorințe diferite și bărbații tineri, chiar dacă nu par, devin mult mai geloși decât cei de vârsta noastră. Ai rămas cu o traumă, -e frică de gelozie a unui bărbat? O, da. Și în momentul în care s-au început geloziile, Ai geloziile, dar am rămas foarte bun prieten. Fugi la moment... semn de gelozie? Da. Te desparți la prima semn de gelozie? La primele crize de gelozie, da. Care a fost cel mai urât episod de gelozie mm, pe care l-ai trăit? Foarte tăuit? multe, nu. nu se, se ajungea și la violență sau nu. doar controlul a exacerbat? Telefonul? Tot. Unde ești? Inclusiv în... copilul era urmărit în parc. Părinții, tot. Părinții tăi erau urmăriți? Absolut, tot. Iar că m-am despărțit cu o anumită echipă a unor servicii, mi-am scos microfoanele inclusiv din baie. Ai venit și ai verificat casa și erau microfoane Pentru microfoanele că nu înțelegeam de unde în se știe tot ce se discuta în casă, inclusiv în baie. Dar îi dăduse motive nu. vreodată? Nu. Dar ai la vreodată? Nu. Niciun partener? Nu. Scorpioancă din aceea fidelă? Da. Care își dorește familie? Mhm. Uh -huh. Este Ce o trăsătură. Pare că e o trăsătură da. nu prea bună. Doamnelor, domnilor, asta a fost Eugenia Șerban. Îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu pentru invitația mare.